Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit și noi. Astăzi o să ne facem o tocană. Bună ziua, bună ziua, dragi prieteni mei și dragile prietenele mele. Dă-le, Doamne, multă sănătate. Doamne, ajută-ne la prietenii mei și la prietenii mei. Mami, amin. Care mănânc eu de azi. Da. Lasă-mă, nu le mănânc eu la mine. Nu știu ce e ea de mine. Ne facem o tocmai astăzi. Nu face gălătie, că vede baba că a ales șopirea ei. Căpșunele tale. O, când s-a mai luat, că tu mai dulciuri, eu ți le pitru și le dau. Și îți dai orice anii la ce s-am adus. Cu ardei, cu ceapă verde, cu mirocări. Ciorbă să mă ceară. Ciorbă fac din... am căpățână. Și ce faci? Tot tocană. O să facem tocană. Punem și tocană, 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 tocană. Alina! Dar mâncai o sărăcană din asta frică. Să iau și bocul. Adă suc! Ce să-ți dau? Suc? Nu suc. Adă suc. Mulțumesc. Adă-ți mulțumesc. Cu puțe. Cu puțele. Cu puțele. Mamă, ce fată frumoasă. Le mulțumim la prieteni pentru comentariile frumoase care ne-a lăsat. Că suntem lângă noi. Și ne urmăresc, le mulțumim și dăm pace și sănătate și bucurie în familiile lor. Doamne, ajută-le! Mă rog pentru ei totdeauna și pentru rugăciune. Nu face gălădie, că vede baba! Nu face gălădie, că vede baba! Șopirea ei de la căciune, nu face gălădie! Să nu facem gălădie! Mă, ce zice? Nu face gălădie! Taci! Taci! Taci tu! Adina, te văd prietenii, te faci gălăjire! Să nu mergi bine așa, băi, și tu vorbiți... Nu, că ea tu așa face... frumos, Adina! Nu, tu face ea gălădie și tu faci gălăjire! Și eu fac gălăjire? Da! Oh, mamă! Fetele nu fac gălăjire, da. Să fie cu minte! Dar nu, dar nu, faci și tu gălădie și faci și tu gălădie. Eu fac gălădie. Da! Hai să vedem cine face gălădie, cine zbeară. Că eu nu pot să zbear. Tu zbeari. Nu, tu zbeari. Ba tu. Ba tu. Ba tu. Soarele mi-e în spate la ciuperci. Sunt toate, Ana. Nu, o să fac tocana frumoasă. Dar nu! Păi, și-o frumos patru în gel. Și așa am vrut să fac tocana, ca vara. M-am dus în... Dar nu e baba, e mâncat! Nu am pregătit tocana, până nu m-am dus în oraș, am cumpărat. Ce mi-a spus? Și ceapa e, dar nu prea, dar cu gelul. Ceapa nu prea. Dar și ardei. Dar m-au zis că tot ce aduc dincolo tot le infectează, o să omoară lumea. A, m-au zis că și ei după ăștia la televizor. Da, că ce auzi la televizor tot se întâmplă. Da. A, cum să nu ne luăm și tot ce auzim tot așa e. Toate minunile. Da. Trebuie să ne ferim, nu mai cumpăra fructele de acum înainte. Păi fructele nu am mai cumpărat, ce au fost ieșit. Dar Alina mănâncă fructe, cum să nu cumpăr fructe dacă Alina... Acum o perioadă nu mai mănâncă nicia. Ce o să fie dacă nu mănâncă? Alina... Dar mănâncă, nu mănâncă. Ea nu stă fără fructe. Mm. Da. Asta mi-a spus babă.
Taie mă și că ai chibii de mama. Să-i fac așa pe farfurie, felii, curățat și mănâncă. Am curățat mere, am curățat cu toate că nu mănâncă mâncare, dar de fructe, de ăștia mănâncă. Zici că e vegetariană. Și măr am curățat, dar mânca și măr. Dar mâncăm împreună, amândouă. Am mâncat și eu cu ea. Uite și din ele, dar nu mâncă. Bine acolo. Da, da. De când să-ți aduc unii? Ceas. Lasă-mi, faci. Cât e ceasul? Ceas. Este ora și 24. 2 și 24. Auzi, trebuie să dăm telefon la avocat. După ora 2 o să-i dăm telefon. Da. Și vorbesc și cu ea, dar eu nu prea auzi, dar... Ia de noi! Vreau să întreb pe ăsta cum adă, cum tu? Ce fac? Mă, ce sunt uite? Ăsta, să fac tu care. Atât, atât pe la cățelele alea și la cățelul la o parte pe la pui, dar mai pune mai ciorbă când mai faci. La ciorbă nu merge ficatul la ciorbă. De ce nu merge? Merge. Unde merge Alina? În casă. În casă! Astăzi. Cum minte. Nimic e străbucoca, lui Ipano. Vei toca la haină ăsta pe asta, pe anumata timp. Să vezi ce tocană e asta. Sus că doar râncă. Rănicuțu. Păi și nu știu să vede pe la lucru, de mă baha ta mă robocu. Hai pe la lumea ta la răsăt. Ce ziua am vrem și de ăsta. Ce faci cu ăla? Îi ia da. Cum? Ca să facă tucana frumos. Dar ea pune, dar praful ăla. Ce nu, faci cu ăla? Ăsta pune, a? Aha, taie, mai taie, mai mult. Așa. Îl punem să se... O, să se opărească, alung capa aia. Și la urmă îl pună. Da. La fel. Hai să dau după la gata. Deci mă înțeleg cu ea bine, dragi prieteni, cu Anca. Dar am zis, dacă mă supăr, dacă mă supăr, îi dau bătaie. M-am zis, dragi prieteni, vreau să o bat pe Anca. Ia un casul și curăță și mie aici, dacă tot te-ai înțeleg bine. Ardei, ieși. Ardei, nu se curăță ceapa. Ardei, ceapa, din toate îmi trebuie. Da. Păi să vorbesc și cu prietenii. Chiar nu sunt eu supărare, când mai vorbesc eu ceva, așa mă supăr, dar ea nu sunt eu. Bine, ea, babă, hai să o mâncăm, hai să o facem. Hai să o facem aia, hai să o facem aia. De aia îmi place mult de ea. Dar mai mă supără câteodată. Hai că n-ai făcut așa, asta nu-i bine așa. Păi să fac eu ce pot. Nu mai pot nici eu. Sunt bolnavă, sunt bătrână. Nu sunt tineri ca ele. Ele umblă mai repede. Eu fac și eu așa încet. Mă mulțumesc că la mine pot să-mi fac și eu ce-mi trebuie. Ba în cameră îmi fac curățenie, ba în baie. Îmi spăl și fac curat. Să-ți dau ceva unde strângi cu noi, sau le strângi acolo. Le strâng aici pe mâine lume. Să punem tot ficatul. Păi așa e, să-l punem tot ca să facem... La ciorbă nu mai merge ficatul, pune-i tu. Bună. Asta, așa primi ordin. Și mă rog la Dumnezeu să mă țină sănătoasă, că nu vrea să mai mă țină. Să nu fiu bolnavă la pat, să fac eu treburile mele și... Lasă că ți ajută Dumnezeu, cum să fie la... Ce trebuie să-mi fac? Să mai spun cât eu ceva în baie... Dacă nu mai e bunicul măcar tu să fie pe lângă noi, cum? Da, m-a lăsat pe mine. Locuiesc eu aici tot. Cum bunic? De sunt lângă un ardei. Mai pune unul, că vreau să fac tocană. Cum? Tocană, tocană. Da, uite, acum mă duc să pun în oală să se opărească.
Ce să mai facem, dragi prieteni, care el? Cu el plecam mărunt. Spărgeam țara în două. Timișoara făceam 3 ore. Mergea repede, bunic. Era sănătos acolo. Și hai, gata, am zis, pregăteam cu 2 zile mai înainte. Îmi strângeam toate treburile. Tot ce îmi trebuia mie. Ca să nu mă grăbesc atunci. Că în grabă, când mă grăbeam, uitam. Ba să iau aia, ba să iau aia. Dar așa îmi lege, îmi puneam eu tot ce îmi trebuia. Zic să nu-ți bea el, că era și rău. Era și tos. Dar să-l părșea repede la mine, că să... La mine, că să încerca cu mine. Vorbea ca repede, tare. Până la urmă să-l părșea. Îi părea rău. Și când... Gata, ești gata, nu îmi spune, gata, sunt gata, îmi puneam sacoșele mă la tine, ce luam eu de mâncare, tot, ce luam, îmi puneam separat, mâncărurile, hainele, tot ce-mi trebuia, cu 3-4 zile înainte, ca să nu mă grăbesc atunci să uit. Dar niciodată n-am uitat dacă îmi puneam din timp. Dacă nu puneam din timp, uitam. Și acum fac tot așa. Când mă duc undeva... Trebuie să-ți cumpăr o mașină de spălat, bunică, să ai la tine acolo în baie, să nu te mai omori cu spălatul toată ziua. Apoi ce să noi avem mașinile, vedeți, dar avem două mașini de spălat ale noastre la noi în baie. Dar să fie aici, permanent, la ea în baie. Că bunica are și ea baie aici, la ea acasă. În casă la mine, în baie, acolo, la tot ce-mi trebuie. Și să ne cumpărăm și ei, trebuie o mașină de spălat. Dacă spăl la mână, mă umplu de api, transpir, te împărăcesc apele aia pe mine și de nu. Să vedeți ce tocană țigănească. Trebuie să mai mă ferești și eu. Tocană țigănească. Românii fac tot la fel tocana, că doar nu e iacra, dar vezi, așa îi zicem tocana țigănească. Și românii fac mai e frumosul ăsta. Fac mai frumos ca țigani, poate. Ana. Nu o să-și pierdă. Ce face aia? Doarme? Mi-e așa, frate, să pun un mirodin în mult. Doarme, fata? Eu dorm. Dorm? Mamă, ce cuminte, ia vina asta și frumos. Să fie ea întotdeauna așa ce ar fi. Da. Dar de ce umblă așa de îmbrăcată? Nu se îmbrăcă. Păi e cald în casă de ea. Te mai umblă și pe afară. Da. Când o duce, când o duce, hai că s-o. Alina. Ea arată la preticolul că am pus să o părească în carne din el. Și cu domnul mă fiță. Și mai rușine, așa nu mai cu bulion. Rușine și rușine, dar pun și... Pui și bulion. Da. Dar să vede... Nu, pune din ăla da, de, da. Din butoi. Cum să punem babă să avea și la ta? Ia să pune la ciorbă, la ciorbă. Să pune și la... Hai să pun mai gust de aia. Nu. Decât nu. Pasta. Să vedeți ce ardei aduc eu. Frip de tocane, spre. De la preparat. Hai, mai ai cu morcovul ăla. Să-l vedeți pe ăla. Hai, am cu morcovul ăsta. Pune aici adunările astea. Hai. Trebuie să-ți făcut treaba.
Alina nu are treabă cu mama sa decât cu taică. Alina? Nu vezi că pe el îmbrățișează, îl pupă. Nu știam. Nu iubește pe mama. Ba, pe mine mă iubește. Cum pe tine, dar ea putea să vede pe el acolo. Așa, să alim pe el. Ia uite cum să vezi. Fața lui. A frumoasă. Ai un păr frumos, galben, a spus. Ea zice că e de aur. De aur, păi. Dar chiar că așa e galben, frumos. Din ce crește, din ce îi îngălbunește acolo. Da, cu toate că i-a avut părul foarte subțire și sunt de acum pe crește și să scuipăm pe el, să nu-l ghiotim. Frumoasă, dar face gălăgie. O să fie. Aia că a ieșit ceapa verde. Și știu că a fost toată iarna ceapa verde. Toată iarna a fost. Dacă eu nu mă duc la târguieni. Acum să găsesc. Să găsește tot ce vrei. Iarna. Da. Eu știam că primăvară să găsa. Pe primăvară, dar mai e până iasă aia de... Să mai crească ceapa, să iau și eu, să iau numele Domnului. Să iau și voi. Să iau și voi. Să până nu mergeam piață. El nu s-a lăsat până, până n-aș vingea în piață. Să cumpără eu din ăștia, merg eu și eu. Nu mai mă duci. Eu mai mă grăbeam, zic, hai că avem treabă. Ia să vezi mă. Nu-mi piață. Merg și lasă că ne duci mă în piață și mă urmă. Alina, stai și o lovață. De ce nu vrei? Cumpărare indigene alea, care să erau... Nu erau ius, nu negre. Care era roșie așa pe din afară. Bunica, ia vezi, doamne, lăsa acolo să fierbă în fără. Mai scos-o de la o păi. Carnea am spălat-o bine, acum e în apă rece. Ia să vedem ce iese aici. Dar e dat și cu bliță. Nu, nu am văzut. Are ceva? Nu știu ce se vede. Se vede foarte bine. Frumos. O,
Lasă un pic să frig așa în sus, când eu vin în greca și la urmă pun apă. Hai. Vă mulțumesc. Apă. Și acum lăsăm să fierbe. Să punem pastă de tomate. Să mă duc unde să iau un tocan de ăla de ardei de tocan. Dacă nu pui din ăla degeaba ai făcut tocan. Da, să vă arăt, dragi prieteni, ce ardei am. De tocan, ăla e strui de tocan. Așa, și acum lăsăm. Să fiară. Băgăm și pască. Asta e așa, nu mai se vede așa. Să dăm drumul blițul, așa. E mai bine cu blițul. Ia uite. Cu blițul. Să facem și mămăligă. Pentru tocana fără... Fără mămăligă nu merge. Nu, nu merge. Degeaba faci tocăniți. Da. Tocan, tocăniți. Da, da. Unde mai bagi apă? Mă bagi apă? Da, da, hai că... Imediat! Aduc să-ți aduc un pachet de făină de mămăligă. Ce fac mămăligă? Nu fac mămăligă. O să îmi dea un pic de pe pot. Stai, să-l dea. Să dea. Eu mă bag făină aici. Am băgat o țără făină. Stai că uite, ăsta filmează aici. Să se mai bău, ce răpâine. Ia să vedem, dragi prieteni. Aici fierbe tocănița noastră. Acolo face bunica mămăliga. Da. Hai că eu pregătesc aici să tot verdeața. Acum mai las, pasta. Mai dă de două. Făină, de pământ. Băgați pasta? Nu, acum să o prepar o țâră, să o bat cu o țâră piper cu foi de darfin. Dar trebuie piperul să-l bagi mai înainte. Nu, acum, mai înainte să știu. Nu mai pun apă, e prea multă. Să toc aici acum, de a trase tot cu tot. Păcu, cu aceea avem timp în mărul voastră. Acum să-i pasta, să-ți fierbe tocănița. E gata și mămăliguța, dragi prieteni. Tocană cu mămăligă. Să-l chemăm pe Alin să vină să mănâncă. De seară ce mai gătești? De seară? Pentru copii? Nu, că mănâncă și ei mămăliga acum. Mănâncă? Și cu tocăniță de miel. Alin mănâncă, îi place. De berbeac. De miel, de berbec. Berbecuț. La berbecuț era. Da. Să-l facem așa. Să-l punem aici pe masă. Poate dau eu cu telefonul jos acum. Gata. Tocănița doar o țără, mai are și gata. Mai nu-i tocănița. Uite ce bine arată. O să pun o țără. Să vedem. Hai că e gata.
Ia să punem o ciocolată. Trebuie să băzăm ea viața. A, tu o punem, uite, e gata, și o oprim. Da. Gata. Gata. Hai, că arată bine. Că a scăzut bine. Uitați, dragi prieteni, cum arată topeluța noastră. Unde plecă Alina? Eu, unde pleca afară? Alina! S-a dus afară. Azi, dragi prieteni, este gata. Acum să punem în farfurii. E unde sunt bunică? Uitați ce bine arată. Mămăliga e gata. Minunată. Super. Minunat. Hai, la revedere, dragi prieteni, și vă mulțumim că ne urmăriți. Ia-ți bunică, la revedere. Ca la să revedere, pună și un farfurii. La revedere, prieteni, să aveți o zi bună și cuvântată și sfântă. Și poftă bună să aveți și voi. La revedere, dragi prieteni.